Dar de ce le-a aruncat acolo? Uite ce buchet mi-a pus acolo. Le-a ales? Da. Cum? Cine l-a adus aici? Tu? Sau eu că l-a luat de acolo? Nu am umblat eu. Acolo nu-i țupa jos. De ce le-a țupa jos? Păi de ce buchet de flori? Nu era acolo, l-ai pus sub câine. Ce? Că stătea rochii pe ele. Ce fac? Ce fac? Acolo jos l-ai pus. Aici am pus jos, nu? Uitați-vă. Șuuu, dar câine, o sta pe ele, câinele nu. Nu. Frumos, dar tu le-ai aruncat acolo jos. Eu am. De ce nu le-ai pus aici pe masă? Eu nu umblu. Tu nu umbli, nu, nici s-o rupt. Bă, nu s-o rupt. Eu nu umblu să intru. Ce mai faci? Bine, pa. Bine? Dar ăștia la alte, eu. Eu ce? Dragon. Dar și ăștia ce? Stă flori? Da. De mult ai venit? Acum de 5 minute. Da, mă duc în fiecare zi să cumpăr pentru fabrică. Dar bani nu da. Știi? Mă duc cu mașina mea. Nu, lasă că... Dar asta? Asta puteți să puneți la pământ să fie. Ah, flori. Tu, dar le-ai smuls din pământ sau le-ai rupt? Am tăiat cu... Ai tăiat? Ce mai face? Ce mai face? Eu bine. Gagica, n-ai mai adus-o pe aici. Vine pe aici. Trebuie să vie. Păi... Ezmiot. Flori. Flori. Dar nu aduci aici de tot. Vreau să aduc. Vrea să vină și nu vreau la voștri, șa? Ca voștri capul răutăților. Igen? Da. Nu vreau să te las, așa? Taică mi-o a cumpărat mașină. Ce mașină? Mazda, combi, de 2004. Cu cât? 4700. De euro? Nu, lei. Și vrei să o bagi la taxi? Nu. Să umblăm unde trebuie, unde nu știu ce. Aia nici nu poate să o bage la taxi. Nu? Nu poate. Dar mai lucră pe taxi. Da. Și aia pe taxi a cui mașina? Eugen. Mai am vrut să o cumpăr eu și o zis, stai că tot o mințit că o cumpărat-o el. Știi? Ca să nu eu. Dar așa o cumpăr. Eugen care? Ăla de pe... Din jos, acolo jos stă. E Eugen. Da, dar eu am vrut să o cumpăr asta mai de mult și o să stai că tot o cumpărat-o el. O mințit. Da. O crezut că eu o cumpăr, eu am atestat de taxi. Nu. Da. Dacă o cumpăr, pot să lucrez pe el. Ăștia s-a dută. Măi, nu mă gândeam că toate, mă zic, bă, cine? Un cuțit și se le defrișez. Mă spui, eu ne-am pus cuțitul. Toată ziua uit unde pun cuțitul. Bă, și de ce nu te lasă a voștri să te însomne, bă? Nu, domnule, nu, nu știu. Ăsta cu costică aia... Da, brai, costică, colegul tău. La 7:30 vine la lucru. El vine ultimul. Nu știi că așa vine și că vine la fabrică. Da. Ții minte? Eu da. Așa? Tot ultimul vine. Corect. Dar nu mai lucră la mobilă. Unde lucră? Păi la instrumente, dar nu mai este mobilă. Gata, s-a închis mobilă. Șemit, nu mai este. Da, și acolo, acum nu-i maestru, nu-i. Cine e? Cum să fie maestru? Ține, nu. Acum nu-i maestru. Dar atunci era maestru? Da. Ezi, meu boy.
Acum e maestru, nu mai maestru. Nu, e maestru, ce să fiu? Lucitor. Pare bine că au găsit la... I-au pus la instrumente, glia, că altfel... Mm-hmm. Știi că restul care a fost... S-a dus. Care a fost, s-a dus. Știi? Na, am fost și eu cu mașina. Cu mașina mea mă duc, dar nu, nu, mi-am mă luat semit. Ăla. Bă, mersi. Cum cere? Bă, spune-mi, de ce nu te lasă în voștri stărțori? Eu nu știu asta. Dar ce zice? Că nu-i voie. Eu habar n-am. Că... Dar ce zice? Că de ce nu? Trebuie să mă duc la lucru. O să zic că trebuie să merg la lucru și după aia? Păi zi, bă, m-ați ținut acasă să greșesc pe mama. Bunica ce face? A murit. Când, mă? În sfârșitul iulie 29. Serios, a murit? Dar a fost bolnav rău? A fost atac cerebral 2 luni. A avut atac cerebral? Da. Am vrut să te întreb, nu cumva... Câți ani avea? 80 a fost. Da, nu era foarte bătrână, dar era bolnav, așa, nu putea să umble. Și-a făcut atac cerebral? Da. Și acum zice mama ta să te duci la lucru, așa? Și după aceea sensori. Da. Tu ce ai zis? Unde să mă duc? Acolo, în cățăminte mă duc. Te duci? Ai fost? Încă nu. Aș trebui să fie 6 săptămâni să treacă. Dar de ce să treacă 6 săptămâni? De ce? Pentru ce? Lasă-mă, băi, te du-te la lucru, dacă acolo e și Florin. Da. Acolo cu el te duci. Du-te acolo, ce să stai? Dar de ce să treacă 6 săptămâni? Și apoi, dar sfârșitul lui iulie a trecut. Doliu. 6 săptămâni. Da, nu 6 săptămâni, că se ține doliu, că de mult vrei, da. Dar pentru ce? Să ții 6 săptămâni. După bunica mea, că da, a murit. Da, bunica ta că a murit, Dumnezeu să o ierte, săraca. Erați acolo când a murit? Eu am spus către maică mea, hai că e bai. Și după a venit maică mea și atunci a sunat pe cumnată s-o, pe... Și a sunat pe taică mea să vie că moare maică ta și după ăla a chemat ei ambulanța și a dus și a venit. Asta a fost noaptea 2:11 când a murit. Și a dus ambulanța la spital? Nu. Hă? N-a mai dus așa? Nu. Mai. Și i s-a făcut urât așa rău, i s-a făcut sau numai s-a oprit? Nu, că încet. Bă, da. Și apoi acum zice mama ta să te duci la lucru. Da. Dar până amul te-a pus să stai să grijești pe bătrână, așa? Și de aia nu te lasă să te însori, că n-ai de lucru, așa? Da. Și să gândește că soțână e, dar asta prietena ta lucră? Lucră, e lucră. Dar la Gheorgheni? Ciuc, în Micula Ciuc. Micula Ciuc? Chiar în Ciuc stă sau în ce sat ai zis? Acolo. În ce localitate? Micula Ciuc, acolo, acum. Dar din ce sat e ea? Nu știi satul? Nu știu, la unde. Dă-mi să poza să mă uit un pic, ai poza, așa? Nu am acea telefon acum. De ce nu umbli fără telefon? Și dacă te sună... No, la ăsta nu-i. Ăsta nu-i. Ăsta nu-i, ăsta. La internet? Nimica n-am. Și ea vine pe aici. Și mama ta vorbește cu ea sau nu vorbește? Vorbește. Hă? Nu vorbește. Și cât stă? O jumătate de oră, o oră? Și se duce? Nu, că stă toată ziua. Și noaptea? Da. Și noaptea dorme cu tine? Da. Și? Ce zice mama ta? Bine. Dar copilul? L-ai văzut? Încă nu am văzut. Dar ce-o zis? Nimica nu am văzut. Dar copilul unii la mama sau unii? L-o dat la creșă, la... Ceva azi.